Ziua profesorului a fost marcată la Glodeni cu dansuri, cântece și voie bune. Cadrele didactice din raion au primit din partea autorităților locale diplome de merit pentru excelențe în practicarea profesiei. Sărbătoarea a avut loc la Centrul de Cultură din Glodeni. Pentru profesorii din raionul Glodeni a fost organizat un concert de excepție. Elevii au recitat poezii, au cântat și dansat pentru dascălilor. De ziua lor, cadrele didactice au fost răsplătite cu diplome și felicitări de către autoritățile locale. Felicitări din partea noastră, din partea Consiliului Regional. Vă dorim sănătate, succese, realizări, dar în primul rând să fiți așa cum sunteți, să duceți această flamură a educației. Acumulând experiența vieții, înțelegi cât de scumpi, cât de iubiți, cât de necesari și importanți sunteți dumneavoastră în anii de la grădiniță, în anii de la școală și apoi la gimnaziu, liceu, fiindcă călăuzirea dumneavoastră stă la baza formării persoanei, atât pentru, dar persoana și de la baza statului nostru moldovenesc. Deși existența nu le este ușoară, cei mai mulți dintre dascăli vorbesc cu emoții despre meseria de profesor. Copiii sunt cei ce ne-au înfrumusețat viața noastră. Copiii sunt cei ce ne aduc în bucurie, în suflet. Când te duci mai ales copiii clasele 5-6, care sunt foarte curioși, vreau să aflu cât mai multe, uzi de toate și practic nici nu vezi când se termină ora și vine alt clas și uităm de acum că ne ducem acasă, iarăși luăm problemele de la început. Un profesor, ca să persevereze, ca să aibă succes, are nevoie de așa calități ca exigența, dragostea față de copii, profesionalismul și dăruirea de sine. Profesorii își doresc salarii demne de munca lor și material didactic suficient. Pedagogii din grădiniță simt unele greutăți. Nu au de ajuns literatură metodică. Salariul până acum era ceva mai puțin, mai slab. Așa probleme cum sunt manualele de ceată care conțin un material prea complicat, materiale didactice, deci utilaje care încă mai sunt necesare în școli pentru a realiza de ceat la nivelul cerinților orele opționale, atât și orele didactice. De la 1 septembrie și în prag de alegeri, salariul cadrelor didactice a fost majorat cu 20%. Până nu demult, salariul mediu al unui profesor era de 3.000 de lei.